Marcel Ciolacu a spus așa seară despre criza prețurilor că nu trebuie să ne temem dacă măsurile guvernului supără sau nu agențiile de rating și că partidele de dreapta au provocat această criză. Cum îi răspundeți? Mie îmi sună declarația domnului Ciolacu ca fiind declarația unui reprezentant al unui partid de opoziție. Sincer vă spun acest lucru. Și ca să lămurim atât opinia și pe domnul Ciolacu, eu cred că dânsul deja știe. Un rating prost acordat de aceste instrumente financiare externe înseamnă dobânzi mai mari și credite mai scumpe pentru România. Așa se conduce un rating prost de țară. Ceea ce cu siguranță nimeni nu și-l dorește. Acum, eu cred că domnul Ciolacu ar putea să discute, să poarte o discuție serioasă cu domnul Piciu, domnul ministru de finanțe, pentru să facă partea unui partid politic, în care să se lămurească, apropo de măsurile pe care le-am de acolo, dacă există sustenabilitate bugetară pentru a finanța toate acele propuneri pe care înțeleg le are domnul Ciolacu, sau poate nu. Pentru că altfel, să știți, am putea să vindem iluzii românilor și lucrul acesta nu este de dorit și evident tot ceea ce transpunem ca și măsură pentru a sprijini atât populația cât și companiile pentru a traversa această criză a prețurilor în zona energiei s-ar putea să le iosim, să se întoarcă împotriva asta. De asta aș putea spune că ar trebui să fim puțin mai responsabili. Eu știu că domnul Câciu și domnul prim-ministru Nicolae Ciucă, chiar și încă vreo doi miniștri PSD au participat la o ședință cu tema măsurilor care se pot finanța sprijinite de către buget pentru a traversa această perioadă și cred că lucrurile sunt bine stabilite acolo. De asta aș spune că hai să primim un registru ăla al unui partid care își dorește capital electoral. Și atenție, nu supărăm pe nimeni. Agențiile, e o declarație populistă? Nu aș vrea să merg mai departe cu raționamentul, dar vreau să spun că ratingurile acordate sunt foarte, foarte importante pentru dobânzile pe care le plătim la creditele contante de România și chiar contează. Eu mi-amintesc așa, când era PNL la guvernare alături de USR, erau la fel reacții de genul. Apărea Drulă de la USR, critica PNL-ul. Apărea de la PNL, nu știu să zic, domnul Siliar Tău, da un exemplu, critica USR. Și într-un final n-a ieșit bine că cele două partide și-au văzut fiecare de drumul lui. Putem ajunge și în situația asta? Că mersul e cumva același. Pornirea, să nu spun. Nu cred. Eu cred că de data aceasta nu vom ajunge în acea situație. Dacă să știți că acest populism promovat excesiv are o notă de plată. Te vei lovi de realitate mai devreme sau mai târziu și tot ceea ce promiți sau angajezi în plată publică și declarații se întoarce potriva. Deci eu cred că responsabilitatea atât a noastră ca și a partenerilor social-democrația trebuie să primeze și tot ceea ce facem împreună să decidem și bineînțeles să promovăm ca și măsură. De asta cred că suntem mult mai așezați, dacă e să facem o comparație cu cealaltă perioadă, mult mai așezați, mult mai cumpătați și vom putea depăși chiar micile neînțelegeri.